Fermierii români moderni apelează la insectele prădătoare ca să salveze legumele de dăunători. Gândacii de acest fel sunt costisitori, deși abia se văd cu ochiul liber, însă fac o treabă excelentă. Legumele nu mai sunt stropite chimic, cresc mai mari, sunt mai frumoase, dar și mai gustoase. De obicei, tripsul se găsește în floare, pentru că îi place foarte mult polenul. Gândacul prădător Orius levigatus vine în floare și se hrănește cu tripsul. Atunci, noi vom scăpa de acest dăunător. Cosmin este fermier în Dolj și de puțin timp folosește gândaci prădători pentru a scăpa de dăunătorii care îi atacau culturile de ardei și de vinete. A cumpărat în urmă cu o săptămână o cutie cu astfel de insecte aduse din Olanda și vede deja rezultatele. Ne ajută foarte mult pentru că nu mai puteam să facem față dăunătorilor, trebuia să facem foarte multe tratamente chimice și ne-a scutit atât de un om care trebuia să efectueze tratamentele chimice, cât și de costurile cu tratamentele chimice. Soluția este aplicată cu succes și de legumicultorii din Alba. Pentru o cultură de 1000 de metri pătrați în solar, investițiile în insectele minuscule pot ajunge la 2000 de lei. E primul an când am pus prădătorii pentru că n-am mai putut rezista. S-au sporit prea tare vongele care atacau plantele. Fac treaba destul de bine. Nu mai sunt insecte și care dăunează plantelor. Nu trebuie stropite plantele atâta și își fac treaba mult mai bine ca și restul produselor chimice. Sunt niște gângănii foarte, foarte micuțe, când doar cu lupa le găsim. La rândul lor, clienții acestui producător spun că se bucură de un gust mult mai dulce și mai aromat al ardeilor. Sunt foarte dulci, folosește niște gângănii, niște goange și așa nu le stropește. Aceste insecte minuscule trăiesc în jur de 5 luni. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.